Bună dimineața, astăzi o să le fac micul dejun sohilor mei. Am fost aseară când ei dormeau la mega și am luat destul de multe chestii, o să vă arăt pe parcurs. O să începem, nu știu, cu prosciutto crudo. Somon, deci am luat și somon. O să le fac un mic dejun de lux așa, zic eu de lux. Avocado, mozzarella. Aici am niște brânzeturi, nu știu, uitați-vă cum arătau. Au fost destul de scumpe, vreo 28 de lei, cred, dacă nu mă înșel. Un castravete, niște roșii, măsline, opa, și piesa de rezistență, coconut. Ananas coconatul ăsta o să vină Mito să-mi spargă asta, pentru că eu nu am forță. Iar după ce vorbea lichid dinăuntru, o să spargă tata Mițanul cocosul și o să mănânce și albeața aia, știți voi despre ce vorbesc. E ora 9:26, sper să nu se trezească repede, nu știu, mi-e și frică, că nu vreau să mă prind aici când îmi gătesc micul dejun, pentru că nu știu, nu vreau să aflu, vreau să fie surpriză, poate mergem pe steak cu tava sau vine aici, nu știu, vedem. Și scoți în fața, da, abia m-am trezit acum 10 minute. Am început cu roșiile, uitați-vă ce bine arată roșiile astea, sherry, haide să le spălăm. Hai să luăm și niște parfum, cred că le-aș lua pe alea transparente, că sunt mai mari, chiar dacă alea negre par mai fancy, da. Un pastel, pentru că sunt mai mari și intră mai multe chestii pe ele. Pentru roșii o să le punem cumva mișto. Punem roșiile cu mozzarella, o să vă arăt imediat. Am văzut eu la Nuba când am fost, așa ne-au servit oamenii de acolo. Acum mergem să iau niște scobitori. Găsesc scobitorile. Nu știu ce plating o să fac, dar sper să-mi iasă ceva. Luăm mozzarella și o înfigem aici. Roșie. Ta-da-da! Bă, hai că arată cât de cât designul ăsta, adică poți să faci repede așa, ham, și o bagi acolo. Acum trecem la partea cu avocado și somonul. Vreau să le fac așa pe o felie de pâine avocado și peste să punem somon, nu știu, așa am văzut pe TikTok, așa o să fac. O să încerc să fac, dar am văzut că îi puneam mai multe condimente, dar nu o să pun mai multe condimente pentru că mamița nu prea mănâncă iute și nu vreau să se supere pe mine de dimineață. Luăm pusitul și hai să încercăm să tem avocado ăsta care e cam tare. Să vedem momentul adevărului și... mai trebuie tăiat. Sau poate am nevoie de ajutor, Lumițu. Salut, nici m-am trezit. Let's go, boys. Uitați-vă ce bine arată. Asta nu se mănâncă. Am luat și pâine fără coajă să fie așa mai moale pentru dințișor, pentru știți voi. Ia vedeți ce moale e pâinea asta, e proaspătă. Am tăiat cât de cât avocado ăsta, e cam tare, frate, i-am luat pe cel mai tare. O să-l punem aici pe pâine, nu știu dacă o să le placă, dar noi încercăm. Ia mă să vedem cum arată brânzeturile astea de vreo 30 de lei. Să zic că e cam greu. Wow, 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 wow. Și sunt diverse sortimente aici de brânzeturi cu nu știu ce peste. Mițu ia deja una că nu mai poate de poftă, dar seara avea pofta asta. E bună? Mm-hmm. Da, asta așa. Îi plac glutata asta la asta. Yeah. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Yeah. Cum să nu-i plac așa ceva? Mamă, ce nașpa sunt. O să le punem așa un design, nu știu, design, că de mine n-am niciun design în cap, dar plating, pardon. Am continuat să aranjez ingredientele pe farfurie, am desfăcut somonul, prosciutto-ul, Mițu a spart nuca de cocos, iar rezultatul final a fost ăsta. Băi, și cam așa arată farfurile finale, am schimbat și farfurile alea mari, le-am pus pe astea mici, că arată mai ok. Și acum aștept să vină, dar mi-e frică, dar Mița nu e în spate, dar n-a văzut nimica. Și mama Mița nu trebuie să coboare, hai să vedem reacția lor. Până la urmă s-au trezit și acum sunteți gata de surpriză. Da. Să nu las mâna deloc. 3, 2, 1 și... V-am pregătit micul dejun. Ce frumos! Cu cocos special. Sushi cu ce? Nu e sushi, somon cu avocado și brânză din Franța. Prosciutto crudo, mozzarella cu roșii, măsline și castraveți. Ceva simplu. Bine, dar frumos. Da, mulțumim frumos, mulțumim. Să-mi spuneți cum e. Hai, Doamne, ajută. O nebunie. Intră bine? Mamă, ce bine. Sunt curios dacă vă place avocado, că parcă nu vă dați așa prea în vânt. Nu-ți place deloc ție? Ia ține tu, tata Mițanu, că tu le testezi așa. Ia, o fi bun somonescu, nu fi bun. Nu, mie somonul îmi place. Da, mă, eu zic că ar trebui să fie bun, ia. E un mic dejun sănătos. Ia auzi. Bate bala! Yeah! Bun, bun, bun. E bine, mă, dacă vă place. Zine de brânzeturile astea, 30 de lei sunt de la Mega. Ia vezi dacă sunt ceva de capul lor. Merg așa cât de nu? Da. Da, cred că da. Și prosciutto ăsta cred că are, nu? Da. Ceva condimente. E prins de data, din amplu e bună. Merge, nu? Și ăsta ce are? Cred că are ceva condimente pe margini. Nu știu dacă e iute neapărat, nu știu exact. E cu busuioc, da, e bun. E bine, dacă busuioc e bun. Foarte bun, mulțumim. Poftă bună, o să revenim când o să încerce cocosul. Însă înainte de cocos, cât timp ei mâncau, le-am pregătit și câte o cafeluță mirobolantă. Le-am pregătit și cafeaua, dar înainte de cafea trebuie să gustați coconatul. Nu cred că îi place lui tata, nu mama Mițanu nici asta așa, mă. Îți place? Am mai băut în Dubai. Tata Mițanu cred că nu-i place, că el nu...
Dar e mult mai bun ca în Dubai. Mm. Adevărat? Da, e mai plăcut, mai băubi. Ăla era mai grețos. În Brazilia era mai bun. Eu mai iau o dată. Bună cafeaua, nu? De principiu ai părbit la cafea. Da. Bine? Da, pentru prima oară. Bine. Foarte. Mulțumim. Mulțumim. Plăcere! Am venit și noi mall să ne uităm la ceva geci, bă, dar e full mall, am venit duminica seara și noi. E jale. Da, și e cam full și nu știu ce să facem, dacă mai plecăm sau hai să... Hai să mergem repede, haubau și gata. Reveni cu Abdi dacă ne găsim vreo geacă sau nu. Până la urmă nu ne-am mai luat geci și am venit la restaurant să mâncăm. Nu mai am cuvinte, eu ești de bun la cap, da. ne surprind tot timpul, ești de bun când venim aici. S-a terminat și cu foița aia de aur și cu toate nebunerile astea. Iau geacă pe asta, eu nu înțeleg nimic ce se întâmplă. Mă uitam și nu înțelegeam. N-au desamăgit-mă niciodată, mă. Ați văzut ce show s-au făcut pe vlogurile alea, ești de bun la cap. S-a terminat tot. Deci nu mai. 700.000 de views două săptămâni. Ești că e muzică, ești că am scos muzică, ești de bun. Ia vezi, tată. Ia vedeți cum fac pastele, doamne. Incredibil. Ce poftă. Stai că nu s-a terminat, auzi? Că ți-ai șgurată numai și la ce te aștepți aici la Vigo. E nebunie. Ia vezi, tată. Ia. Joacă, mamă, vreau să te filmez eu parte că stale tale. Da, se minunat să vorbim. Mama mea. Ia vezi, o, nicio problemă. Bă, băiatule, Vigo Steakhouse Băneasa s-a terminat tot. Mulțumim mult de tot, Jacopa. Jucați trufele astea. Incredibil, bă, băiatul, ia uite-o, cu aur în ea mâncață și curată și cum e înghețata asta, nu vă mai zic. Băi, de s-a terminat tot, băi, ce bun. Deci nu mă surprind, cu orice aduc la masă, m-au surprins, ești bun la cap. Ia pe joc? Mama mea! Aterizat, ești de bun? Mama mea! Avion! Senzație, mulțumim! Deci am venit aici la Vigo și ne-au surprins cu două show-uri deja. Ce-aia vorbești, mă, n-ai! Fără să comandăm noi, da. Mulțumim, Vigo! Ok, și haideți acum să sunăm un abonat pentru că a rămas dătoare la voi să vă sun. Deci dacă vreți și voi să fiți sunați, trebuie să dați follow pe Instagram neapărat și dați un mesaj cu sună și o să aleg random pe cineva și o să-l sun. Ok, hai să vedem cine pică astăzi să-l sun. Și acum o sunăm pe Traiana. Hai să vedem. Am încredere în Ana că va răspunde. A răspuns! Bună, ce faci, Ana? Bine, facem teme. Tu ai dat mesaj cu sună, mă, și te-am sunat, vezi? Adevărat. Dacă vrei și voi să fiți sunați pe vlog următor, scrieți-mi comentarii, sună-mă și eu să vă sun. Cam atât și cu acest vlog. Sper că v-a plăcut ce am făcut de dimineață cu micul dejun, cu toate chestiile alea. Dacă sunteți și voi de treabă, dați-mi și mie un follow pe Instagram, vă rog, ca să facem 100.000. Și cam atât și cu acest vlog. Pa, pa, subscribe, like, pa!